Bucur că ați venit în această seară aici. Îmi cer scuze că stau jos, dar dacă efortul de a sta în picioare mi-ar consuma o parte din inteligență și n-aș mai fi la înălțime în fața dumneavoastră. Când o să ajung pe lumea cealaltă și mă va întreba cineva ce mi-aduc aminte despre Daniel Ioniță, aș spune două lucruri. În primul rând că datorită lui, în Parlamentul Australiei a fost aplaudat și ovaționat Eminescu. Deci în 2013, în 2012, de Ziua Națională a României, au fost invitați mai mulți români stabiliți în Australia, inclusiv consulul Floricel Mocanu, care reprezintă România în Australia, și actori australieni ca să recite poezie românească. Să o recite în engleză, fiindcă în Parlamentul australian, deși parlamentarii de acolo sunt oameni superiori, nu sunt atât de culți încât să știe și limba română. Sunt foarte Ce se întâmplase cu puțină vreme înainte? Cu puțină vreme înainte, Daniel Ioniță lansase antologia, care este bilingvă, română-engleză. Ea a fost citită de unii actori australieni și unul, Tac Dambli, care este o vedetă, așa cum ar fi Manuela Hărăbor la noi, a făcut o pasiune pentru glosa lui Eminescu, apoi a căutat informații în legătură cu Eminescu, a vrut să înțeleagă de cum a fost acest poet care a scris o asemenea poezie. Și în cunoștință de cauză a recitat glosa lui Eminescu în engleză în Parlamentul australian. Și m-am bucurat până la lacrimi, aflând că parlamentarii australieni s-au ridicat în picioare, au aplaudat și au ovaționat glosa lui Eminescu. Mi se pare ceva extraordinar. Ca poezie românească, ca o poezie românească, ca alte poezii românești, ca texte gândite de autorii noștri, atât de talentați și de multe ori atât de prost tratați în propria lor țară, să fie recunoscute. M-am gândit cu foarte multă simpatie și recunoștință la Daniel Ioniță, pe care încă nu-l cunoșteam. Al doilea lucru pe care l-aș evoca în legătură cu acest autor este acela că, venind în vizită la mine, în loc să-mi aducă în dar o sticlă de șampanie sau un buchet de flori, mi-a dus o blană de cangur. Graniță. Pe care am pus-o pe jos, în living pe gresie, și care constituie obiectul unui concurs pe care îl organizez de câte ori îmi vin alți musafiri. De exemplu, a venit un grup de tineri, simpatizanții ai mei, trebuie să zic, este simpatizante, că predominau tinerele, de la Ploiești, profesoare de română, elevi de liceu, și cel care a fost profesorul de numismatică al lui Nichita Stănescu, Ion Donoiu, și m-a dus în dar un sequoia, un arbore care trăiește mii de ani și ajunge la o înălțime de 150 de metri. Scrie în toate enciclopediile. Așa. Și domnița, soția mea alarmată, mi-a zis, aoleu, păi ce face? O să ne dea casa la o parte. Păi zic, asta se va întâmpla peste 1000 de ani. Zic, nu acum. Deocamdată are 1,80 m sequoia. Și atunci am făcut din nou un concurs. Cine ghicește de la ce animal provine această blană, îi dau un premiu, un premiu destul de mare, nu vreau să zic în ce constă premiul, pentru că după aia ar fi înghesială la mine acasă. Buzunar. Ei, și să vedeți, ar trebui să notezi toate supozițiile. Unul a zis că e iepure, altul că este bursuc, altul că este urs. Și o profesoară de română din Ploiești a zis, zice, este cangur. Mai pusese parfum. Dar nu vreau să se știe. Am înțeles. Poate pusese domnul Ionita pe
Domnul Daniel Ioniță e un om minunat. N-aș fi știut că există dacă nu mi-ar fi atras atenția asupra lui Ana Munteanu. Ana Munteanu este unul din cei mai buni editori pe care îi cunosc. Are curajul să prospecteze, deci nu publică prin imitație ce publică alți editori, ci știe să vadă acolo unde n-a văzut nimeni că este vorba de o carte de valoare. Așa s-a întâmplat și aici. Nimeni, ca să fim sinceri, nu auzise de Daniel Ioniță nici ca autor, pentru că este și un poet talentat, nici ca traducător. Și Ana Munteanu, care are o personalitate puternică, a spus Ecce Homo. Și mi-a propus să fac prefața, m-am convins repede că are dreptate, răsfoind antologia. Ce-mi place cel mai mult la această antologie? Și o să mai zic câteva lucruri ca să nu acaparez discuția. Cel mai mult îmi place că este o antologie făcută din plăcere. Deci istoria literaturii române este plină de antologii. Începând de la lecturariul lui Aron Pumnu, lecturariul de fapt este o antologie, așa? Sunt multe sinonime, crestomație, florilegiu, selecție, culegere, colecție și așa mai departe. Și până la antologiile din vremea noastră, antologia uriașă de 10 volume a lui Laurențiu Ulici, dar care tocmai fiindcă este atât cuprinzătoare, este inutilizabilă, o antologie făcută de Mușina, celebra antologie făcută de Nicolae Manolescu înainte de 89, care a fost confiscată de autorități pentru că în paginile ei erau și Radu Gir și Nichifor Crainic și așa mai departe. Multe dintre aceste antologii vor să demonstreze ceva. Deci unele vor să demonstreze o concepție critică despre poezie, alta vrea să demonstreze că există o generație, că s-a afirmat o generație. Altele vor să polemizeze cu viziunea critică dinainte asupra poeziei românești. Antologia lui Daniel Ioniță nu vrea să demonstreze nimic, este făcută din plăcere. Deci exact genul de antologie pe care mi-aș și dorit eu să o citesc. A ales poeziile care i-au plăcut și le-a tradus pentru că i-au plăcut, a făcut un efort imens și după propriile lui mărturisit, fără să simtă că face un efort. Asta este fantastic. A făcut-o din pasiune. Și citind antologia, putem regândi, putem retrăi ceea ce a simțit în timpul alcătuirii ei. Mă uit aici la poeții Ioanes Pop, Florin Iaru. Sunt alese, iau multe poezii frumoase, dar sunt poeziile alese, pentru că nu puteau fi alese multe ca să poată cuprinde mulți autori. Toate plac, deci niciuna nu este ca să demonstreze că Florin Iaru este postmodernist sau că Ioanes Pop este un apărut după 1980. Nu vrea să demonstreze nimic, ci vrea să ne propună să ne delectăm cu poezia. Este întoarcerea la plăcerea de a citi poezie. Pentru asta am fost entuziasmat. Antologia face un serviciu imens literaturii române în interiorul țării, dar și în afara ei. Are deja ecou în Australia, sunt convins că ar avea ecou și în Statele Unite și în Anglia și în alte țări, pentru că engleza este aproape prezentă peste tot. Și închei zicând un singur lucru. Marele avantaj al lui Daniel Ioniță este că locuiește pe partea cealaltă a globului pământesc. Exact așa ar trebui să... în această situație ar trebui să se afle și un critic literar ca să fie sigur că este la adăpost de presiunile pe care le fac asupra lui poeții. Pentru că poeții sunt îngeri înscriși, dar uneori sunt demoni în viața de fiecare zi. El nu știe nimic, stă în Australia cu canguri, cu turme de oi, fără nicio grijă. Și din România vin numai textele, deci nu vin și autorii, este într-o condiție ideală. Îl felicit și îl asigur de solidaritatea mea intelectuală.